Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice! Astăzi vom face o pergolă pentru kiwi. Avem 12 fire de kiwi și vom face un fel de pergolă, mai mult o boltă, pentru a se agăța creșterile noi ale kiwiului. Avem o drujbă. Avem pentru finisarea lemnului, pentru că lemnul l-am luat nefinisat, el va trebui finisat, acesta este deja terminat. Avem aici un fierăstrău de tip șoricel, niște pile și alte ustensile. Ne apucăm imediat de finisat și de îngropat stâlpii. Pentru susținerea stâlpilor, aceștia sunt stâlpii, am cumpărat din Hornbach 4 stâlpi de susținere pentru care se vor înfige în pământ pentru a susține acești stâlpi din lemn, care sunt niște grinzi de 10x10. Din păcate stâlpii sunt de 9x9 cm, ceea ce înseamnă că va trebui să mai luăm un pic din grinzile de susținere. Ne apucăm de treabă și revenim pe parcurs. Salutare, prieteni! Pentru următoarea etapă aveți nevoie neapărat de ochelari de protecție și o mască de protecție pentru praf. Le puteți găsi în Hornbach sau în alt magazin de bricolaj. Următoarea etapă este cea de a finisa lemnul. Aceasta este traversa laterală a pergolei pe care o vom finisa. Am cumpărat-o nefinisată direct de la un depozit de chereste. Mai avem de pus aceste belciugele de prindere, sau nu știu cum naiba se numesc. La 15 cm pentru a trage sârmă în jos. Le vopsim și am cam încheiat cu pergola. Astea sunt luate din Lidl. Sunt destul de ieftine, cred că 13-14 lei. 14 lei de la Powerfix. Sunt mai multe dimensiuni, le folosesc pe astea mici pentru a prinde pe exterior sârma. Dragi prieteni, am terminat de șlefuit.
Acum ne apucăm de vopsit. Comporturile le-am făcut din Horbach. Asta este o vopsea alchidică lucioasă. Destul de ieftină, de fapt cea mai ieftină, cred că 8 lei sau 7 lei. Ne apucăm imediat să vopsim, am luat și un trafalet de 9 lei cu tot cu suport. Vopseaua asta este foarte bună, am folosit-o și la spalieri. E mult până se imbibă trafaletul și cu siguranță o să iasă bine.